În timp ce tot mai mulți indivizi chingiuiesc animale fără vreun scop anume, ci doar pentru propria lor distracție, sunt și oameni care le salvează din pasiune și dragoste pentru ele. Pe câțiva dintre acești oameni am întâlnit la Centrul pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice din Vrancea. Ei au grijă de orice sălbăticiune bolnavă și apoi, după ce o fac bine, o eliberează în natură. Oh, ce miroase! Ce miroase, băi! Ei hârtie audă, mă. Aceste imagini au fost filmate într-o comună din Dâmbovița, iar cei care au incendiat și omorât cățelul, doi băieți de 14 și 15 ani, sunt cercetați de autorități. Conform legii, ar trebui să facă 3 ani de închisoare, dar normele sunt prea blânde pentru răul făcut. În alt colț de țară, la Centrul pentru Reabilitarea Faunei din Vrancea, oamenii salvează sălbăticiunile de la o moarte sigură. Acum ei au grijă de 4 berze, un pescăruș, un urs și o căprioară. S-a obișnuit cu dumneavoastră, gata. Vă așteaptă. Un medic veterinar, un reprezentant de la mediu și câțiva voluntari formează o echipă de îngeri pentru aceste vietăți, iar misiunea lor este întotdeauna o reușită. Cel mai deosebit a fost un pelican. Având în vedere zona, teoretic nu prea ar fi avut ce să caute. Am avut vidre, am avut râși, am avut lebe de o grămadă, am avut urși. Dintr-un țarc, cele 4 berze se bucură de toată atenția pe care o primesc zilnic. Chiar dacă nu sunt în țările calde lângă suratele lor, măcar sunt vii. Una dintre ele este lovită la o aripă și nu poate zbura și a trebuit să o internăm aici să încercăm să reabilităm treaba asta și două dintre ele sunt electrocutate. Datorită timpului petrecut aici și-au pierdut zborul cu celelalte surate către zone mai calde. Cât despre lebăda, care e acum în centru, povestea ei e mai mult decât dramatică. Era condamnată la moarte din cauza braconierilor. Dar acum e bine. A trebuit să-i facem o mică operație, să-i scoatem cârligul acela triplu din cioc. Dar cel mai răsfățat pacient al centrului este un pui de căprioară, găsit rănit în pădure, care a fost hrănit cu bibelonul de voluntari. În luna mai, când va mai crește, va fi eliberat înapoi în pădure. Prin suprafața mare pe care o deține și prin logistica pe care o are organizată aici, poate găzdui simultan mai multe animale și ceea ce este important, că poate să deservească tot felul de cazuri de la toate categoriile de animale. Centrul pentru salvarea păsărilor și animalelor sălbatice aflate în mare risc a fost înființat în anul 2007, în locul fostei grădini zoologice de la Petrești, în apropiere de Focșani. Dacă găsiți animale sau păsări care au nevoie de îngrijirea specialiștilor, nu ezitați să sunați la centru și să cereți ajutor. Până acum, peste 350 de exemplare au fost salvate aici.